Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române și îndrăznesc să spun la mulți ani de ziua Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, împreună cu soborul lor întreg. Adică vorbim despre lumea cea nevăzută în biserica, ce ne-a dus nevăzutul mai aproape. Sigur că e un praznic cu totul special pentru că românii, cam fiecare dintre noi în familie noastră, purtăm câte un arhanghel în pomelnic. Iar atunci când nu este în pomelnic, e prezent în viețile noastre, iar când nu e vorba de arhanghel sau de celelalte cete ale cerului, îi avem întotdeauna pe îngeri. Pentru că astăzi este și ziua Îngerului Păzitor. Puteți să vă spuneți la mulți ani și faceți bine în numele Îngerului pe care îl aveți. Taina acestei sărbători este cât se poate de legată de Vechiul Testament și Noul Testament deopotrivă. Prăznim niște prezențe, nu niște absențe, niște puteri cerești care au dus voia lui Dumnezeu și au prezentat-o oamenilor până într-atât încât la un moment dat aveau să intre de-a dreptul din istorie, binevestindu-i Fecioarei Maria, nașterea lui Mesia din trupul și sângele său. E foarte impresionant modul acesta în care aproape sistematic îngerii se descoperă tot mai mult și apar în momentele cheie ale mărturisirii, nu doar la alungarea din rai, să fim înțeleși, ci și la, iată, deschiderea raiului prin Fecioara Maria. Acolo era o sabie de foc, aici o sabie care amenință că va trece prin inima Maicii Domnului prin suferința Fiului Său. Acolo avem porunca lui Dumnezeu de a fi azvârliți oamenii în afara raiului pentru păcatul, de a forța într-un fel sau altul lucrurile care nu le erau îngăduite aici, forțând un pic răutatea noastră, și am pus ghilimele de rigoare, Dumnezeu redeschide raiul, dărâmă zidurile iadului și ne așteaptă să fim împreună iarăși oamenii lui Dumnezeu. Aici este locul arhanghelilor Mihail și Gabriel. Aici este locul întregii culturi legate de puterile cerești. E bine să înțelegem toți că n-avem a specula pe seama îngerilor păzitori și nici a celorlalte prezențe cerești în mijlocul vieților noastre. Ele sunt acolo. N-are să forțăm sau să creăm o teologie aparte. Anghelofaniile, ca și toată teologia legată de îngeri, este o teologie care însoțește întreaga viață a bisericii și a omenirii de astăzi. Nu sunt simple energii care din când în când apar și dispar. Nu trebuie să-i surprindem cu camere de la vedere. Nu avem de ce să facem toată această vânătoare de îngeri. Sunt aici, lângă noi. De multe ori ne păzesc copiii, ne păzesc bătrânii, ne păzesc pe noi și de cele mai multe ori vin un pic supărați de la drum în zgura păcatelor noastre atunci când se întorc seara înapoi ca să se reașeze dinaintea Maicii lui Dumnezeu și a Mântuitorului. Taina acestei trăiri cu îngerii stă ascunsă în curăția inimii noastre. De fapt, ce știm în mod sigur este că în inima noastră se petrec o mare parte din minunile pe care Dumnezeu ni le îngăduie și niciodată nu le îngăduie fără asistența arhanghelilor Mihail și Gabriel. Mâine este o nouă zi.